Vă salut și bine ați venit la un nou video pe canalul Adrian Pov. Ce dimineață am avut astăzi, dar am reușit să trecem cu brio peste, dar o să vă povestesc și vouă repede așa. Ca să știți prin ce am trecut noi în dimineața asta, în primul rând nu i-a sunat alarma Elei și ne-am trezit cu jumătate de oră peste ora la care ar fi trebuit să ne trezim ca să le pregătim pe fete pentru școală și pentru grădiniță. Așa că totul a fost pe super mega repede înainte, până când s-a spart un pahar. Și uite așa, eu dădeam cu aspiratorul, el a pregătea fetele pentru școală și pentru grădiniță și am reușit să o trimitem pe Eva la școală cu 2-3 minutele întârziere. I-am zis să-și ceară scuze și dacă întreabă cineva să zică că n-a fost vina ei, a fost ziua lui mami și a lui tati, pentru că ei s-au trezit un piculeț mai târziu pentru că nu a sunat alarma la telefon. A fost ok la școală? Da. Te certa cineva? Doar doamna m-a certat puțin. Să știi că ne pare foarte rău și o să încercăm să nu se mai întâmple. Ne pare rău, doamna Evei, a fost vina noastră, nu a ei. Știu că stă aproape de școală și n-are nicio scuză să întârzie, dar de data asta scuza ei a fost părinții. Ei bine, și dacă Eva a întârziat 2-3 minuțele la școală și încă o dată ne cerem scuze pentru asta, eu m-am urcat în mașină repede cu Eliza și am pornit spre grădiniță. Norocul meu e că a fost super mega liber în trafic, deși plouă. Am ajuns chiar repejor și în timp la grădiniță. Cam așa a fost de agitată dimineața noastră, chiar de la primele minuțele. Acum sunt singurel cu Eva acasă pentru că Ela a fost la păr și mai are niște treabă. Am avut și eu niște treabă și am filmat ceva până acum. Evuța își face cu mințică temele. Are ceva foarte important să vă zică la Fortnite, pentru că am fost pe locul 1. A avut primul ei win Battle Royale. Și a primit o umbrelă. A primit o umbrelă cadou. Și acum, pentru că eu mi-am terminat treaba și Eva mai are un piculeț de teme, băgăm un live pe TikTok în timp ce, dacă are nevoie de ajutorul nostru, ajutăm. Dacă nu, o lăsăm singurică pentru că e fetiță mare. Și revenim pe vlog după live-ul de pe TikTok. Încă o dată, link în descriere, adrian.pov, dacă vreți să luați și voi parte la nebunia de acolo. Bă, știu că e a mea. Dai cea mai frumoasă. Mua. S-a terminat live-ul pe TikTok, a primit numai... Da, da, nu, să nu stic. Uite, gelozia a venit și ea aici. Nu, le-am făcut și un tratament și se lipește părul de înțeles, față. Am înțeles, nu ne atingem de tratamente, nu ne atingem decât așa. La buze nu s-a făcut tratament. Mergem să luăm pe Lizuca de la grădiniță. Cred că fac o oprire cu ea până la mall, să-mi dai mesaj cu ce vrei să cumpăr. Am făcut live-ul pe TikTok, ați fost șmecheri super tari și acolo. Vă zic în continuare, dacă vreți și voi să faceți parte din gașca veselă de pe TikTok, băgați un follow pe TikTok la adrian.pov. Hai să o recuperăm pe Lizuca. Am ajuns cu ciufuliciu la mall. Mergem să luăm ceva bun, facem niște cumpărături. Ai grijă să nu alunece aici. Opa! A început să miroasă, a început să miroasă nebunie din aia de dinainte de sărbători pe la mall-uri. Full și în parcare și în interior. Am pierdut aproape o oră să luăm niște chestii foarte mărunte și puține, care normal ar trebui să dureze 10 minute. Cred că am stat vreo 40-50 de minute. Mergem acasă, Eliza? Da. Da, am avut un ajutor. Mi-a cărat coșul prin magazin, a fost bine. Ți-e sete? Și mie mersite, n-am cumpărat nimica de băut, dar sperăm că până acasă să ne mișcăm mai repede. Ce face frumoasa mea soție? Miroase a clor sau mi se pare mie? Miroase a din ăla de antimuscegări. Da. Nu, iubita, iubita. Nu încălțată, te rog, că și plouă afară, mă, tata, mă. Ai dat aici în vasul ăsta de toaletă? Acolo am crezut că ai dat. Dacă nu v-ați mai uitat de mult în bazinul de la toaletă, uitați-vă în el că eu am deschis capacul ăla și era plin de mucegai și trebuie dat acolo cu soluție ca lumea, că mucegaiul is dangerous, în special când ai copilași. Ce faci, măi, două codițe? Am uitat să-ți prind două codițe și s-a prins doamna la grădini? Și le-a refăcut tati la mall. Oh, ce scumpă mică! Scumpă mică! Dar e cu două fețe scumpa asta mică. Când e scumpă mică, când îi cresc așa cornițoasele acolo. Hai să mâncăm că mi-e foame de mor. Am băgat pachetelul lui Eliza de la grădiniță, dar o plăcintică așa cu brânză. N-a ajuns nici pe măsea. Sebastian era cel
făcuse frumoasa surpriză și exact asta încercase să-i pună în timpul cinei. Mai are, mă, un pic și termină, dita-i cărticioaica. Copil bun, mă, se pune să citească, nu zice nimica. Și aici mai avem un copil bun, mănâncă căpșunele, se uită la tabletă. Doi copii buni am. Doi copii buni, chid că se întâi așa câteodată. Ne mai contrăm noi așa, dar... Cred că vine, vine Moș Crăciun cu, cu sacul plin. Eu pregătesc aici, mai am un cadru de luat la ce am filmat astăzi, în care trebuie să fie și scumpa mea soție. Așa. Norocul ei că s-a paranjat astăzi la păr, la unghii ieri, la ce ți-ai mai făcut. E, o să iasă video-ul ăsta datorită ei, o să iasă ce trebuie. Bineînțeles, a trebuit să umplu un pic burtica ca să pot să fiu concentrat, că la mine așa funcționează. Dacă pe burta goală nu se poate face nimic. Așa că revenim după ce terminăm aici. Ha. Am obosit mâncând. Vi se întâmplă să obosiți mâncând? Băi, am făcut un edit aici de toată frumusețea. Sunt foarte mândru de mine. Am profitat de faptul că fetele au fost la masă. Dar ia uite cine s-a întors aici. Fetița, mă, care se joacă cu Lego. Ți s-a făcut dor de Lego? Da. Din ăsta de copii mici? Nu chiar, da. Bine, pe mine m-a întrerupt Eliza un pic la un moment dat, dar văd că a plecat și n-a mai venit, ceea ce e un lucru bun. Se apropie oricum programul nostru, bine știu de voi, de seară, în care pregătim fetițele pentru a doua zi, școală, grădiniță. Sperăm mâine dimineață să nu mai avem aceeași problemă. O să-mi pun și eu telefonul să sune mai devreme un piculeț, în caz că dă rateu din nou al Elei, măcar să mă trezească al meu. Și cu toate astea, închidem și ziua de astăzi. Vă pupă povu, o lună decembrie minunată, cu niște sărbători nemaipomenite și niște rezultate la alegeri, așa cum ne dorim. Majoritatea, bineînțeles. V-am pupat, ne vedem mâine și jos în comentarii. Vă pupă povu, ciao!